Fetele de la Viitorul Reghin fac deplasare la malul mării în tentativa lor de a accede în Superligă. Duminică 10 aprilie de la ora 11 întâlnesc echipa locală Selena Constanța în cadrul etapei a 13-a a Ligii I de fotbal feminin. Înaintea confruntării, fetele antrenate de Vasile Costan și Dorel Pascu se află pe poziția secundă, în timp ce Constanțencele sunt abia pe 6. În tur, reghinencele au învins cu 5-1. Etapa 13 a Ligii I de fotbal feminin programează duminică 10 aprilie de la ora 11 partida dintre Selena Constanța și Viitorul Reghin. Sportivele antrenate de Vasile Costan și Dorel Pascu sunt pe locul 2 în serie și speră la barajul care le poate duce în Superligă. Vine însă cu un moral prost după înfrângerea suferită pe teren propriu în etapa trecută 1-3 în fața liderului CSS Târgoviște. În tur, Viitorul a învins Constanțencele cu 5-1. Plecăm sâmbătă la Constanța, sperăm să facem un meci cel puțin la fel de bun ca cel de astăzi și să înscriem cât mai multe goluri, să avem un gol la viraj mai bun. Un meci greu va fi și acolo, un meci greu, pentru că vom juca la ele. Vor intra mai tare deoarece sunt acasă și sperăm să câștigăm la fel cum am câștigat și acasă cu ele. Păstrarea poziției secunde le-ar asigura reghinencelor prezența la barajul care le poate duce în Superligă. Acesta ar fi cel mai important progres realizat de echipă în cei 5 ani de la înființare. Sper să recuperăm cele 3 puncte și să terminăm pe locul 2, să ajungem la baraj. Dacă terminăm campionatul pe locul 2, o să fie un meci de baraj între o echipă din Superligă și echipa care e clasată pe locul 2 la noi. Vă mai doriți asta, nu? Da, deci cum să nu? Asta e țelul nostru. Mai visați la Superligă? Da, bineînțeles, nu ne-am pierdut speranța. Visăm în continuare. Sperăm să ajungem acolo. Înaintea partidei de la malul mării, Viitorul are 22 de puncte după 7 victorii, un egal și 2 înfrângeri. Continuă să dețină cel mai bun atac al seriei, 52 de reușite în 10 partide.